Ziua de astăzi poate aduce fie fericire totală în familia Veronicăi și a lui Viorel, fie potopul. Pentru că după ce iubitul Marian a aruncat bomba și a spus că e posibil ca el să fie tatăl fiicei Veronicăi, toată țara și-a dorit să afle dacă tânărul spune adevărul sau nu. Dacă Viorel chiar e tată sau nu. E bine, astăzi vom afla răspunsul la această întrebare, pentru că vom primi rezultatul testului de paternitate. Colega mea, Andreea Borbel, este chiar acum în fața clinicii unde s-a făcut acest test. Bună ziua, Andreea! Bună ziua, Mirela! Într-adevăr, astăzi vom afla răspunsul la întrebarea care stă pe buzele tuturor. Vom afla dacă, într-adevăr, Viorel este tatăl copilului Veronicăi. După cum știți deja, în urmă cu câteva zile, la începutul săptămânii, Viorel împreună cu cea mică au venit la clinica din spatele meu, unde li s-a recoltat sânge pentru efectuarea testului de paternitate. Astăzi am vorbit cu medicii de aici și mi-au spus că urmează să primim rezultatul testului de paternitate undeva în jurul orei 17 și 10, așa că aștept din moment în moment să primesc plicul cu rezultatul. După cum știți deja, vă reamintesc faptul că doamna Ilinca s-a hotărât să vină de la Blăgești la București împreună cu nepoțica ca să vadă, să se convingă dacă într-adevăr cea mică este fiica lui Viorel. Așa că a dorit să meargă cu cea mică la testul de paternitate. Ea ne-a spus la început că o va crește în continuare pe cea mică, pentru că s-a atașat de ea, indiferent care ar fi rezultatul testului, însă acum s-a răzgândit și spune că o va lăsa pe cea mică la București, în grija lui Viorel și a Veronicăi, și se va întoarce singură la Blăgești. Motivul o să-l aflați puțin mai târziu, chiar de la dânsa. Acum voi merge la medici să vorbesc din nou cu ei, să văd dacă este gata rezultatul testului și mă voi întoarce chiar la tine cu rezultatul, Mirela, puțin mai târziu. Mulțumesc tare mult, Andreea! Îți dai seama ce emoții avem, pentru că dacă abia pe la 5 jumătate, 6 fără ceva vei lua plicul, sperăm să ajunge în timp, adică așa ne propunem, da? Astăzi trebuie să deschidem acest test și să nu ai probleme în trafic, să ajungi cât mai repede pentru a deschide plicul până în ora 19. Dacă tot vorbim despre testul de paternitate, merg acum și la colegul meu, Radu Rotaru, care este lângă Viorel. Bună seara, Radu! Care este starea de spirit a lui Viorel? Bun găsit, Mirela, bun găsit tuturor. Este o zi extrem de importantă, este ziua în care vom afla rezultatul testului ADN și vom afla totodată dacă este Viorel sau nu tatăl fetiței. Viorel este acum lângă mine, după cum vedeți, și este extrem de agitat și nerăbdător. Să vadă și el și să afle odată pentru totdeauna rezultatul. Cum te simți, Viorel? Potrivit. Ai emoții? Da. În momentul de față, ce simți? Ești sau nu tatăl fetiței? Să zicem că da, să sperăm că nu. Să sper că da, voi să spui. Da, sper că da, sper că nu. Nu știu. Nu știi ce să crezi. Nu. Ai încredere în ce spune Veronica atunci când ea susține că tu ești tatăl fetiței? Eu da. Cred ce zice, că eu sunt tatăl fetei, da. Nu știu. Sunt momente tensionate acum pentru tine. Ești agitat, observ. Da. Dar mama ta ce spune în momentul de față? Spune să nu fie al lui Marian, dar nu știu. Deci mama ta susține că este Marian tatăl fetiței. Da, așa susține, dar nu știu. Ai avut și niște discuții în contradictoriu cu mama ta. Da. Sunt momente pline de tensiune, momente agitate pentru Viorel și pentru Veronica totodată. Vom vedea mai târziu, abia așteptăm cu toții să primim și să vedem rezultatul testului ADN. Mirela, înapoi la tine. Mulțumesc tare mult, Radu. Vreau să spun și celor de acasă că de aseară și până astăzi în familia Stegaru s-a certat toată lumea cu toată lumea. Deci, doamna Ilinca s-a certat cu Veronica, Veronica s-a certat cu Viorel, pentru că Viorel pare că s-a cam schimbat de când a venit doamna Ilinca la București și nu-i mai ține apărarea Veronicăi și nu mai este omul care necondiționat vrea să rămână alături de ea. Veronica spunea aseară că ea pleacă singură, Viorel spunea că el divorțează, doamna Ilinca spunea eu vă las aici cu fata și mă întorc la Blăgești. O să-i vedeți astăzi în ce stare sunt, pentru că, într-adevăr, tensiunea este foarte ridicată. Venirea doamnei Ilinca la București a avut rolul de a... consecințele de a băga un fel de... poate nu zâzanie, dar un pic de, de a tulbura apele în cuplul Stegaru, cred că l-o fi avut.
Nu știm dacă va și reuși acest lucru, să-i despartă pe cei doi, nu știm dacă și propune treaba asta, dar cei trei, după cum vă spuneam, sunt cam agitați și nu prea mai vorbește nimeni cu nimeni. Însă, Veronica este nerăbdătoare să vadă rezultatul testului de paternitate și asta chiar dacă ea a spus mereu că Viorel este tatăl. În ce stare se află acum Veronica, vom afla de la colega mea, Doina Stina, care se află alături de ea. Bună seara, Doina! Bună seara, Mirela, bună seara tuturor. În acest moment Veronica se simte foarte rău. Nu știm dacă este panicată pentru că urmează să afle rezultatele testului ADN, însă ceea ce cunoaștem este că Veronica nu a putut să doarmă toată noaptea, ori pentru că urmează să-i se confirme faptul că Viorel este tatăl fetiței ei, sau mai spune ea că nu a putut să doarmă și din cauza sfaturilor sau din cauza discuțiilor pe care le-a avut toată noaptea cu soacra, cu doamna Ilinca. Veronica, urmează să afli rezultatul testului ADN. Ești sigură că Viorel este tatăl fetiței? Da, sunt sigură că e tata fetiței, Viorel. De ce crezi că soacra ta nu crede în acest lucru? Nu știu, eu nu prea crede, dar să ne convingem în seara asta. Și în cazul în care se confirmă ceea ce ai spus tu, că Viorel este tatăl fetiței, ce vei face mai departe? Să află și adevărul mama soacră și atât. Vei continua să trăiești cu Viorel? Da. Pentru că soacra ta spunea că tu te gândești să divorțezi. Nu, nu ar putea să divorțez. Tot soacra ta spune că ai fi avut relații cu alți bărbați în timpul căsniciei cu Viorel. Nu, n-am avut. Decât pe Viorel, atât. De ce te simți rău? Cum ești panicată, emoționată? Nu, mă simt rău tare și atât. Dar ești convinsă că Viorel este tatăl fetiței? Da. Ce vrei să-i transmiți și lui Marian, care ieri în emisiune a spus că el vrea să ia fetița în cazul în care se va adeveri că nu este al lui Viorel? Să urmăresc și el la televizor să vadă că Viorel e tata fetiței. Mai multe ne va spune Veronica mai târziu când va vedea rezultatul testului ADN. Mirela? Mulțumesc tare mult, Doina. Da, cu toții așteptăm. Eu chiar cred, la cum o văd pe Veronica de sigură, pe ea, că sunt mari șanse ca Viorel să fie tatăl fetiței și dacă va fi așa, se va închide gura lumii pentru totdeauna, iar Veronica și Viorel cred că vor putea continua liniștiți ceea ce și-au propus, adică să-și construiască pe picioarele lor o viață de familie. Vreau să vă spun că Viorel la ora 8 dimineața era la spălătorie auto. Nu se deschisese la spălătorie când a ajuns el. A mai stat un pic până au venit băieții să deschidă și după aia s-a apucat de treabă. Cel puțin deocamdată el pare foarte determinat să își ia în serios acest loc de muncă. Dacă reușim să rezolvăm și cu Veronica un astfel de loc de muncă, e mai mult decât clar că cei doi pot avea parte de o viață frumoasă împreună și atunci doamna Ilinca nu poate decât să respecte acest lucru. Hai să vedem și sper din suflet ca rezultatul testului ADN să fie unul pozitiv în sensul că Viorel este tatăl biologic al fetei. Însă nu știu eu acest lucru, vom vedea ce spune rezultatul scris negru pe alb și vi-l voi citi și dumneavoastră astăzi. Până atunci însă mergem în